mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat! Alege Transilvania! urmărește de Transilvania sunt Alexandra Roșu și pentru această ediție vom avea alături de noi pe doamna Adriana Pop, fostă Kende, reprezentantă al Partidului Irăn Noi în proiectul european a României, reper, așa după cum îl știm cu toții, care ne cere votul și încrederea pentru a deveni consilier local în Zalău și respectiv consilier la Consiliul Județean Sălaj. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vom începe în forță cu întrebarea care sparge gheața și pornind de la un punct de vedere pe care îl aveți, vreau să vă întreb de ce sunteți de părere că sălăjenii trăiesc din inerție și au amorțit spiritul civic? Cum credeți și de ce s-a ajuns aici? Cred că s-a ajuns aici din cauza nepăsării și din cauza needucației. Nepăsării cui? Uh, nepăsării a noastră, în general, a cetățenilor. Nu ne pasă, nu ne mai pasă unul de celălalt. Ne-am pierdut din uh, umanitate și este foarte important părerea mea, din școală să primim aceste valori. Cel puțin uh, în momentul când eu am fost la școală, aveam uh, implementată ideea asta că trebuie să facem voluntariat, că trebuie să mergem, că trebuie să facem, că uh, îi bine pentru noi ca și uh, oameni. Adulți în devenire, să ne dezvoltăm din punctul ăsta de vedere, să socializăm. Tineretul din ziua de astăzi este pe rețelele de socializare, nu se mai mișcă din fața calculatorului, profesorii nu știu sau nu cred că mai găsesc modalitățile să-i ajute și să-i motiveze să iasă să facă voluntariat. Cred că voluntariatul te ajută pe toate părțile în dezvoltare. Din punctul meu de vedere, aici moare spiritul civic. În momentul în care nu mai socializezi, nu, mă, nu te mai interesează nevoile celuilalt. Dar oare politicienii ne dau suficiente motive ca să ne pese, ca să fim mai interesați, ca să fim mai vocali, ca să ne pese de, de viața noastră, de bunul mers al nu, uh, cred uh, că nici? Nu, cred că nici politicienii nu, uh, nu mai au același avânt și nu mai ies pe stradă să întrebe cetățeanul cu ce probleme se confruntă și ce, ce și-ar dori sau să-l implice activ, să, să, întrebe lumea, mai voi ce părere aveți? Haideți să facem uh, dezbateri, haideți să facem uh, tot felul de activități uh, împreună, să vedem ce v-ar putea motiva, ce v-ar putea ajuta. Uh, nu, consider că și politica își spune cuvântul aici și cred că ne și convine ca politicieni spiritul ăsta în care nu se întâmplă nimic. Mergem în continuare, toată lumea e bine, salariile vin, treburile se fac cum se fac. Vedeți că politicienii se tem să vină la dezbateri? Da, văd. Văd că politicienii se, se tem de dezbateri. Am constat cu stupoare faptul, pentru că dezbaterile astea ar trebui să fie ceva la ordinea zilei. Deci nu avem cum să progresăm dacă nu avem dezbateri și dacă nu avem idei constructive împreună. Nu înseamnă că dacă suntem din partide politice diferite, nu putem avea idei bune și uh, chiar să le punem în aplicare. Adică, dacă tu ești dintr-un alt partid politic sau altă etnie sau alt, cu și cu totul altceva, dacă ai o idee bună, eu, în calitate de politician, nu pot să-ți o pun în aplicare. Părerea mea că e foarte trist pentru că cetățeanul nu se implică aproape deloc. Echipare reper se implică la nivel local și la nivel de județ? Eu zic că da. Colegii mei au ieșit pe stradă, eu mai puțin, deci eu într-adevăr am ieșit mai puțin campania asta, în schimb să iese pe stradă, se discută cu lumea, se întreabă cetățenii ce probleme au, cu ce, cu ce nevoi se confruntă și ce ce am putea face în direcția asta. Și la ce concluzie ați ajuns? Că bănesc că comunicați cu colegii noastre. Da, bineînțeles. Chiar încercăm să dezvoltăm o aplicație prin care să, să vedem problemele la nivel de cartiere. Din o centralizare? Da, o centralizare este o aplicație, în încă nu pot să dau foarte multe detalii, colegii mei se ocupă de ea, încearcă să vadă pe fiecare cartier în parte o hartă a străzilor, a problemelor cu care ei se confruntă. V-am spus, nu pot să dau foarte multe detalii. Cred că merge aplicația deja, dar nu știu dacă... Noi am avut ceva demonstrații făcute în privat, dar nu știu dacă chiar au lansat. Am înțeles. Despre cariera și experiența dumneavoastră pentru cei care încă nu vă cunosc. Ce pot să vă spun? Uh, eu aș spune câteva lucruri după care v-aș lăsa să completați Sigur. profilul dumneavoastră, dacă mai considerați necesar. Sunteți căsătorită, așteptați acum primul copil. De profesie sunteți medic veterinar, aveți și un doctorat în acest domeniu, din câte știu. De 12 ani sunteți antreprenor și dețineți două afaceri private în mediul rural din județ. Și pornind de aici, vreau să vă întreb de ce vă pasionează politica. Ce doriți să obțineți cu asta, și de ce nu ați rămas doar la stadiul de antreprenor? Uh, da, sunt medic veterinar, îmi place foarte mult ceea ce fac. Contrar, uh, să zic. Muncii pe care o depun, în sensul că, într-adevăr, am mai intru și prin cotețe pe la oameni și mai așa mai departe, dar chiar îmi place să fiu medic veterinar. Nu știu dacă mi-ar fi plăcut să fiu altceva în viața asta. Uh, îmi place politica pentru că. Nu politica neapărat, îmi place să mă implic și atunci cred că e moștenire de familie uh, implicarea și. Uh, dorința de a face ceva pentru comunitate și de a deveni mai bun. În uh, mediul privat îți dai toată silința ca să uh, faci bine și ca să faci bine nu numai pentru tine, pentru că nu mai ești numai tu. În mediul privat trebuie să ai grijă și de aproapele tău și să vezi ce înseamnă și pentru el să o ducă bine. Și cred că dorința de acolo pornește, din a a face lucrurile cât mai bine și a, fi cât, și a fi cât mai bine celui de lângă tine. Da. În urmă cu patru ani, doamna Po, ați mai candidat din partea USR în calitate de consilier la Consiliul Județean Sălaj. De ce ați ales acum să candidați din nou și de ce din partea Reper? Uh, am candidat din partea Alianței USR, Plus, pentru că la momentul respectiv eram alianță, ulterior am devenit USR. Momentan candidez din partea Reper pentru că a intervenit, să zicem, schisma S-au despărțit cele două partide iarăși, deci după ce -am, fuziunea n-a fost ce ne-am dorit. Nici eu nu mi-am dorit fuziunea, dar liderii partidului la momentul acela și-au decis și atunci a. Noi membrii ne-am conformat, dar nu nu a funcționat Probabil că sunt, au fost undeva vederi diferite și principii diferite Și atunci eu fiind constantă de felul meu, am decis să mă alături din nou Hai să zicem fostului plus că Eu am fost cu plusul, acum suntem reper, dar de fapt suntem aceeași echipă Adică am rămas cam aceeași echipă nu în totalitate, pentru că sunt membrii care nu mai vin, sunt membrii care s-au alăturat USR-ului, deci aici depinde de fiecare. Eu am uh, decis să rămân constant uh, un, uh, cu aceeași echipă, cu aceiași oameni. Înțeles, acolo vă simțiți dumneavoastră cel mai confortabil? Cel mai confortabil, da. Atunci când ați afirmat că ați intrat în politică pentru că vă doriți să se întâmple ceva bun, aici v-am citat pe dumneavoastră în Zalău și implicit la nivel de județ, la ce anume v-ați referit? Uh, mă refer la faptul că se, face, se pot face lucruri mult mai bune și mult mai de calitate pentru comunitate. Pentru Zalău, pentru Sălaj uh, este un județ mic unde, dacă ne-am implicat cu toții un pic mai mult, și ca cetățeni, deci nu neapărat ca politicieni sau uh, mediul antreprenorial, ca simplu cetățean, dacă te implici un pic mai mult, o să faci un pic mai bine. Și atunci. Uh, dacă toți ne-am implica câte puțin, câte 5-10, 15 minute pe zi, ca să, să facem din comunitatea noastră ceva mai bun, am fi, am fi foarte departe. Cât de departe? Foarte. Dacă fiecare cetățean și-ar aluca, Acum, fiecare ai mult spus că nu toată lumea are disponibilitate, dar și cei care au disponibilitate nu mai au nevoie de un pic de uh, tracțiune, să zic, sau împingere de la spate sau poate nu au curajul sau se gândesc că uite de eu fac și celălalt nu face sau așa, dar uh, un pic, un pic, dacă fiecare am pune mână de la mână, să știți că am fi, am fi departe. Mulțumesc! Pentru cei care nu vă cunosc, n-au avut șansa să intre în contact cu dumneavoastră sau să lucreze alături de dumneavoastră, ce hobby și pasiuni aveți? Uh, sau cum vă petreceți timpul liber? Pentru mine este foarte important timpul petrecut cu familia, am, mă simt foarte bine alături de, de familie ne place să călătorim și călătorim foarte des împreună, ca și familie ne pla îmi place să citesc în măsură în care mai îmi permite timpul îmi place muzica bună și îmi plac filmele <gântu -i> Mulțumesc! Pentru uh, rubrica de realizări și obiective atinse vreau să vă întreb cu ce realizări vă mândriți din punct de vedere profesional? Uf, profesional, mă mândresc că fac ceea ce îmi place și cred că este un plus extraordinar de mare. Atunci, dimineața, când îmi fac programul pentru ziua respectivă, nu mă gândesc cu groază, trebuie să mă duc acolo, trebuie să fac aia și așa mai departe. Deci, fac cu plăcere meseria pe care o fac. Asta este pentru mine, cred că unul dintre cele mai importante. Cred că este pentru mine cea mai importantă realizare. Doi la mână. Uh, afacerea sau, uh, pe care o conduc alături de colegii mei uh, consider că a prosperat de la, am pornit de la un punct și am ajuns în alt punct care, așa, cu pași mici sau mai mari și cu dat în spate și cu reveniri uh, este un plus pentru mine, am învățat foarte mult m-am dezvoltat foarte mult Cu ce vă ajută în politică experiența noastră din mediul privat? În mediul privat ai uh, șansa, să zic, să stai de vorbă cu oamenii. Și care uh, șansa oamenii se deschid, îți spun, concret, văd prin ce situații treci. Și și ei uh, să zic simpatizează cu situațiile sau cu uh, momentele, trebuie să te înțeleagă și tu trebuie să înțelegi pe ei. Deci dezvoltarea asta este, pot să zic eu, o dezvoltare personală care cred că puțină lume o percepe ca un o chestie benefică, dar Acum. ajută foarte mult să știi să vezi omul și să, să poți să uh, fii în asentimentul lui. Apreciați că ar fi potrivit ca înainte de a fi politician să ai un business și să-l conduci ca să vezi exact ce reprezintă partea aceasta de responsabilități și de apropiere de nevoile omului de lângă tine? Wow, foarte bună întrebare. Cred că ajută foarte mult să fii antreprenor, măcar pe scurtă perioadă, ca să vezi cu ce probleme te poți confrunta și trebuie să găsești soluții și așa mai departe, dar, în schimb, și voluntariatul consider că face aceeași treabă. Să, să vezi cum cum poți rezolva și cum poți găsi soluții la probleme la care poate altfel nu te-ai gândi. Legate proiecte planuri și perspectivele dumneavoastră ce avantaje sperați să obțineți dacă veți câștiga un mandat în acest an? Uh, sincer nu m-am gândit la avantaje deci la avantajul cel mai mare este pentru mine faptul că o să pot să-i spun copilului meu într-o zi eu am încercat să fac asta pentru tine, și pentru viitorul tău, și pentru viitorul celorlalți. Ăsta cred că este cel mai mare avantaj pe care mi l-ar oferi mandatul de consilier. Uh, avantajul, avantajul maxim, sau să zic așa, cred că venim cu alte idei, cei care nu au mai fost consilieri, sau care suntem un pic mai tineri, cred că uh, avem altfel de viziuni. Iarăși, legat de mediul ăsta, consider că odată la câțiva ani și în mediul antreprenorial, uh, dacă nu schimbi uh, puțin funcția sau nu schimbi puțin uh, oamenii pe posturi, pe așa și mai departe, ne, com ne complacem efectiv. Nu spun că cei de acum nu fac bine ceea ce fac, doar spun că poate ar trebui să mai vedem și alte implicări și alte viziuni să ca la coaching, așa, să vezi exact. problema din mai multe perspective. Da. da. Ce vă ne mulțumește în prezent cu privire la orașul în care trăiți și cum ar trebui să arată zalăul din punctul noastră de vedere? Una dintre problemele pe care eu le văd majore sunt spațiile verzi. Lipsa... Nu lipsa parcurilor neapărat, că sunt parcuri, doar că lipsa mobilierului și lipsa să zicem, a grupurilor sanitare. Pe lângă acestea consider că este o mare problemă. Uh, canalizările din oraș sunt... Acum câteva zile a și am a văzut plouat, că da. erau foarte multe străzi inundate la propriu. Adică... Din păcate și când nu sunt inundate canalizările sunt dezastroase. Uh, consider că aici administrația ar trebui să facă mult mai mult în sensul că s-ar putea da niște hotărâri de Consiliu Local în care ți-ai făcut casă, bun, ești obligat să te recordezi în decurs de uh, un, un an, doi, hai să zicem, la canalizarea orașului. Acele lucrări trebuie făcute cu cap, deci nu asfaltăm după care spargem ca să ne recordăm o casă. Haideți să facem o stradă întreagă, ne recordăm, vorbim, discutăm și programăm. Deci nu, e, nu este, am spus... Doamne ferește, obligă-l pe să facă mâine, care a, și-a făcut casa, dar obligă în termen de un an de zile, obligă toată strada să se racurdeze, după care hai și asfaltează-o. Exact același lucru se întâmplă și la curent și la absolut toate utilitățile. Deci s-ar putea face lucrurile mult mai bine. Da. Ce nemulțumiri aveți legat de modul de funcționare a cinematografului Scala și ce soluții identificați dumneavoastră? După cum am spus, îmi plac filmele îmi plac filmele bune uh, problema cinematografului din punctul meu de vedere este că nu-și face reclamă este... Dar are nevoie de reclamă cinematograful Scala? Doar e singurul din oraș? Eu zic că da, eu zic că are nevoie de reclamă uh, Acus uh, câtva timp am văzut uh, pe rețelele de socializare niște recenzii la trei filme pe care le-a făcut întâmplător un cetățean care se pricepe la filme. Deci au fost trei recenzii scurte. Am fost la unul dintre filme, a fost sala plină. În schimb, am fost la o premieră a unui film foarte bun la Cluj, cu casa închisă o săptămână, în sensul că nu aveai cum să cumperi bilete cu o săptămână înainte. Și în sală am fost 10 persoane. Nici nu. Pentru mine a fost un șoc. Adică la Cluj, unde lumea își dorește și vrea să meargă. Nu poate, pentru că -are, nu are, nu este loc, și la Zalău nici măcar nu s-a știut că a fost o premieră la un asemenea film. Ca să nu. Deci, nu, nu se poate. Chiar, da, nu dar știți putem. că nu sunt bani, adică nu sunt bani la buget ca să putem să promovăm filme? Cred că pe rețelele de socializare, dacă ai un cont și uh, sunt atâtea grupuri în Zalău unde E foarte ușor să-ți faci un cont ca și cinema. Deci nu cred că te scoate nimeni afară de pe grupurile respective ca și Cinema Scala, în care să spui, rulează filmul X cu distribuția Y, cu actorul respectiv, îi cred că e 5 minute dimineața. Dar asta nu. ar trebui să existe o persoană dedicată care să poată să facă acest lucru, sau dacă există un manager al cinematografului Scala, că nu știu până la urmă, există sau nu mai există? Eu așa știu că există, dar nu cred că 5 minute dimineața, în momentul în care te pui la birou, poate costa chiar așa de mult sau să atât de urgente și alte probleme sau că nu poți să scrii o recenzie sau o descriere a unui film. Deci chiar nu cred că nu ai timp în 8 ore, că practic un serviciu poate dura mai mult sau mai puțin, nu știu, dar Mă gândesc că pe acolo nu găsești timp 5 minute sau nu găsești o persoană care să facă descrierea respectivă. dacă o să fiți consilier, poate faceți o astfel de propunere. Cu siguranță, cu siguranță. Uh, pentru că sunteți oarecum conectată prin prisma faptului că achisați la partea de business, uh, vreau să vă întreb pe ce vă bazați atunci când afirmați că, din punct de vedere al agriculturii locale, județene, problemele producătorilor locali nu sunt o prioritate pentru administrație. Da. Consider că ar trebui ajutați și sprijiniți mai mult producătorii locali. Chiar de curând am făcut o cerere în numele unui producător local ca să fie primit pe platou, de, pe platou din fața prefecturii pentru desfacerea produselor pe timpul, pe timpul săptămânii dinaintea Paștelui. Uh, am deci a fost foarte fermă din partea administrației uh, venit răspunsul că au fost de acord și așa mai departe. Dar uh, cred că producătorii locali nu știu, de mulți dintre ei nu știu de această variantă. Unul la mână poate că n-au fost interesați și asta este vina lor. Doi la mână poate că nu s-a mediatizat, că se poate face mult ca a... să să-ți expui produsele spre vânzare? Cred că e de bun simț și de spațiu pe care îl aloci. Dar nu numai asta. Gândiți-vă ce ar însemna pentru fiecare comună, în parte, să aibă un spațiu dedicat sâmbăta, unde fiecare producător local, din Orteleg, Mirșid, comunele, să zic, foarte aproape de Zalău, să-și poată desface produsele. Acel producător local n-ar trebui să vină cu ele nici la Zalău, Iarăși în aceste comune care sunt foarte aproape de Zalău trăiesc o grămadă de tineri care muncesc în Zalău sau de persoane care vin la mall și își fac cumpărăturile. De ce să nu profite producătorul local să-și desfacă produsele local? În sensul că un spațiu amenajat cât de cât sub îndrumarea administrației publice în care și administrația ar avea de câștigat pentru că ar plăti o chirie modică, și producătorul local pentru că nu ar trebui să-și aducă produsele la Zalău sau în, în altă parte. Eu fiind medic veterinar în comună, la sat, sunt 2-3 producători care își desfac pe mese afară, în, chiar în fața curții, și care sunt. din asta trăiesc și sunt foarte mulțumiți de ce, de ce, fac. Ei, dacă ar avea un spațiu undeva la drum amenajat, curat, în care să, să-și poată desface zilnic uh, produsele și să, să vândă, ce bine ar fi să nu bată soarele, să nu... un pic, un pic ceva acolo. Cred că nu nici măcar nu, administrațiile cred că nici măcar nu s-au gândit la varianta asta. Și e păcat, pentru că ar ajuta foarte mult uh, Comunitatea. Dacă credeți că la noi, în Zalău e potrivit spațiu aici, în apropierea prefecturii, în apropierea Consiliului Județean, așa, la colți de stradă? Uh, da. Da. Am fost, călătoresc mult, după cum am spus, am fost în diverse târguri uh, la, nivel, în, la nivel european. Toată lumea vine la târgurile respective, își desface marfa și așa mai departe. Sunt, bineînțeles, sunt târguri organizate de administrații. Suntem și noi un pic duși la extrem, în sensul că vai, vindem, știu eu, o tortă dulce și o bate direct soarele. E, în, în orașele europene, dacă este înfoliată și acoperită cu ceva, nu este chiar așa o problemă că vindem turta dulce direct la soare o zi. Da, dacă. Mâncăm Am turtă, dat un banal da, exemplu. Da, da. Dar vreau să vă întreb, dacă mâncăm turtă dulce plină cu euri și alte chimicale Dar din supermarket, atunci e bine? Atunci e bine, se pare că da. Deci S-ar putea face chestii organizate uh, pentru producătorii locali și nu numai să fim serioși, toată lumea trebuie să să trăiască și să-și poată vinde produsele. Dar s-ar putea face o grămadă de târguri cu specific. Mult mai des, nu zic că nu se fac, că odată la câtva timp cred că se face și la noi, dar s-ar putea face în fiecare sâmbătă. În fiecare sâmbătă lumea, în loc să meargă la mol, pentru că asta e adevărul, toți copiii își doresc să meargă la mol. S-ar putea organiza pe, în, pe platou, din fața prefecturii, cu mașinuțe, cu tot ce trebuie și așa mai departe, cu ce vor ei, dar să vină și producătorii locali să-și desfacă, să desfacă produse. Dacă ești consilier, veți milita da, pentru acest pe proiect? Garantat. Care este motivul pentru care vă preocupă amenajarea voi zalăului și cum veți rezolva această problemă din poziția de consilier ales? Nu știu cum voi rezolva-o, pentru că nu cred că depinde de un singur om. Cred că depinde de toată administrația să-și pună la bătaie uh, instituțiile în subordine să rezolve această problemă. Deci, de la canalizări. Dar de ce e așa mare o fost al dumneavoastră? Pentru că ar fi un loc de promenadă extraordinar pentru cetățeni. Să curgă apa, să uh, mergi la o plimbare pe. sau sunetul apei și să ai copaci și așa mai departe. Este ceva ce Zalău nu are momentan. În schimb, și Mleu, uite că au reușit să facă din Valea Craznei ceva formidabil, după părerea mea. Sunt foarte, sunt foarte mulți cetățeni care duminica ies la plimbare, i-am văzut, se relaxează pe bănci, citesc și așa mai departe. În, într-un mediu foarte plăcut. Și nu este ceva ce nu s-ar putea realiza. Aici ai problema, dar cred că nici măcar nu a fost gândită treaba asta sau nici măcar nu cred că a interesat pe cineva să dezvolte partea asta a zalăului. Poate să gândesc că o să coste foarte mult și atunci din nou nu sunt bani pentru un astfel de proiect. Nu, nu sunt bani. Banii se găsesc. Eu zic că bani, până la urmă, dacă îți dorești și așa mai departe cu sprijinul fondurilor, fondurilor europene și cu altele, cum s-au găsit bani pentru amenajări și reamenajări în, în Zaleu, consider că ar trebui să se găsească și aici. Ce credeți că n-ar fi trebuit să se facă în Zalău sau pe ce să, să, fi cheltuit banii? Pe dalele din, din fața prefecturii, cred că n-ar fi trebuit să se cheltuiască. Dar arată bine dalele din fața prefecturii? Nu că nu arată bine, e foarte bine că s-a făcut uh, Trebuiau să se mențină arborii și mai ales uh, rondoul din fața, chiar de, chiar de pe platou Acel brăduț frumos care a fost înainte, am văzut cu toții ce s-a întâmplat de Crăciun cu bradul adus din uh, uh, Beliș, cred că Bun, se puteau face lucrurile, părerea mea, mult mai bine gândite, să se păstreze acei copaci mari care au fost, cel puțin de când mă știu eu, erau acolo. Acum, mergi eu, voi fi proaspătă mică, voi vrea să mă duc la plimbare cu fetița mea și probabil o să mor de cald. Aveți bănci? Avem bănci. Sigur că avem bănci, dar avem și soare. Ma, și nu luați un brăniță. Părea. Da, e o variantă. Nu, trebuia, părerea mea că se putea ține cont și de copaci, acei copaci mai uh, de mult, care au fost uh, de foarte mult timp acolo, trebuiau păstrați. Deci trebuia prin orice modalitate, adică de ce, put, de ce se poate la Bihor, de ce se poate la Cluj și nu s-a putut la Sălaj? Că noi suntem în Sălaj. Am înțeles. Ați afirmat recent, doamna Pop, că, vă citez, suntem prea săraci ca să mai pierdem bani și să acceptăm lucruri făcute de mântuire. Închei okay, citatul. La ce anume v-ați referit? La toate lucrurile care se fac de proastă calitate. Toate care... se fac de proastă calitate? Foarte multe dintre ele, da. Nu am acces acum la tot ce s-a făcut, dar. Lucrurile se fac de proastă calitate. Dacă am văzut că urmăriți și sunteți destul de prezent, adică la curent cu ceea ce se întâmplă. De asta vă întreb. Îmi place să fiu la curent și uh, bun, nu poți fi peste tot, dar nu poți să, să faci lucrări în sală, să schimbi uh, flori pe bandă rulantă, nu poți să pui asfalt și după aia la 2 uh, ani de zile să-l spargi. Uh, sunt niște lucruri pe care, nu știu, am înțeles. Poate că nu cunosc eu foarte bine, poate fondurile europene sunt de așa natură încât trebuie făcute astăzi. Dar hai să încercăm să alocăm din buget bani pentru strada respectivă pe care vrem să o modernizăm. Să, acolo, să, vorb, să discutăm instituțiile în sine, compania de apă, primăria, prefectura și așa, așa. Haideți dacă facem strada asta, să o facem cap-coadă. Bun, nu avem Fonduri europene decât pentru asfalt, probabil. Dar hai să discutăm cu compania de apă, hai să discutăm cu electrica, hai să discutăm să tragem toate utilitățile, să le facem odată, după care să venim cu asfaltul. Bun, n-am nimic cu citadinul, deci își fac treaba cum o fac și așa mai departe, dar hai să, hai să facem lucrurile cu cap, în sensul că hai să facem studii. Hai să vedem cât de adânc trebuie introduse acele fire, cât de, a, a, cât de, gros trebuie să fie asfaltul ca să dureze măcar 5, 10, 15 ani, cum ar fi normal. Nu după două luni, ups, groaba. Păi, asfaltul ca asfaltul, dacă cu florile e o problemă, că vedeți că ele sunt sezoniere și de trebuie să le schimbe de foarte multe ori ca să fie tot timpul proaspete și fresh. Da, florile la fel cred că se pot găsi variante. Sunt o grămadă de variante acum care stau tot timpul verzi, brăduți, copăcei. Cred că dacă am lucrat cu un peisagist care se pricepe și care și-ar da interesul să găsim acele variante în care, de exemplu, gazonul, un gazon frumos, niște trandafiri puși, eu, mie îmi place să și grădinăresc. Sincer, cea mai, cea mai ok floare mi se pare trandafirul. L-ai pus, după care îl mai tai un pic, îl mai... poți să-i dai ce formă vrei tu și este uh, înflorit toată vara. Nu trebuie schimbat nimic o vară întreagă. Trebuie tus gazonul. Am economisii din punctul ăsta de vedere uh, la oamenii care lucrează. Deci este foarte mult de lucru să întreții un spațiu verde categoric cred că ar fi mult mai ușor pentru personalul citadinului să facă, să ajute la întreținere, cred că ar fi mai ieftin din punct de vedere al ă, florilor, care nu sunt ieftine în ziua de astăzi. Deci cred că toată lumea ar fi mult mai... pe păi da, dacă nu o să mai aibă de lucru, atunci trebuie să-și concedieze oamenii și atunci nu cred că o să fie foarte bine. Cred că oamenii au de lucru fără să fie concediați, având în vedere că dacă bine urmăresc rețelele de socializare, toată lumea se plânge de spațiile verzi din fața blocurilor. Bun, și aici este părerea mea că și cetățeanul ar avea ceva de spus, în sensul că nu este foarte complicat să iei o forfecă și să tunzi un pic gardul sau să iei o să, să și să dai în fața blocului. Bun, acum, într-adevăr, unde sunt întinderi foarte mari și așa mai departe, clar, trebuie sprijinit cu ajutorul primăriei. Sau a citadinului, cine se ocupă de, de partea asta, dar și noi, ca cetățeni, putem contribui un pic. În alte orașe europene se vând flori de către administrație. Deci este specific cu zonei, da? Punem mușcate. Ok, hai să punem mușcate, hai să punem toți ca să arate. Să avem o coerență în ceea ce facem și așa mai departe. Deci se pot găsi soluții. Dacă se dorește și se lucrează cu oameni de specialitate, consider că am fi mult, mult, mult mai consecvenți și noi, ca cetățeni, și și orașoară arătat. Păi să dăm de lucru și să facem niște o pepinieră atunci pentru flori și să le întreținem, să le creștem, să avem grijă de ele, decât să le ia după aceea primăria și să le pună, să nu mai plătim. Să mai plătim, corect. Deci se pot, se pot găsi soluții. Da. Uh, la ce anume ați vrut să faceți referire atunci când ați precizat că, vă citez, din păcate la noi în administrația publică merge și așa și chiar merge? Păi chiar merge. În sensul că, cel puțin, pe scena politică sunt aceiași oameni de foarte mulți ani. N-am nimic cu nimeni personal, deci, Doamne ferește, fiecare își face treaba cum cred că se gândește mai bine. Dar este și cetățeanul ar trebui să vină cu idei și să meargă și să pună întrebări și să să dea de gândit. În sensul că eu am o problemă cu florile, de exemplu, da? Bun, degeaba stau numai pe rețeaua de socializare și nu zic că, bă, eu am o problemă cu florile, câți dintre noi mai avem o problemă cu florile? Voi suntem 2000, cum am fost cu copacii. Cu copacii cel puțin a fost o dezbatere online, cred că am fost 2000 de comentarii, de like-uri, de like uri și așa mai departe. Ei, când am adunat la protest, am fost 20. E bun, din 2020 raportul? Da. Asta, asta, a fost raportul. Bun, dacă mergeam 2000, nu dacă mergeam 2000, dacă mergeam 200 în fața primăriei și ziceam, domn primar, vă rugăm frumos să faceți ceva, că nouă ne trebuie copacii. Poate că ne băga cineva în seamă, dar în momentul în care am fost 20, n-am mai contat. Și atunci, de-aia zic că merge, merge și așa. Noi am fost 20, primării au zis probabil, bă ăștia 20, treaba lor, că ceilalți sunt mulțumiți. De zic că merge și așa, când vom învăța, că ne putem cere nu, drepturile, că bun, până la urmă dreptul, că era dreptul meu să văd copacii ăia în continuare acolo. Ne putem cere drepturile și putem fi ascultați dacă suntem mai mulți. Atunci se va trebui să se țină cont de noi. Este una când merge o singură persoană, sau când se duc 200. Bun, dar ce poate schimba reper din perspectiva aceasta? Pentru că am înțeles că vă preocupă și partea aceasta de coagularea spiritului civic al zăleoanilor. Reperul încearcă, încearcă să mobilizeze cât de cât lumea și să, să vină cu idei, să vină cu... Dar e suficient că încearcă? Eu zic că primul lucru ca să... știți cum e... Ca să iei un examen, prima condiție este de să te Să participi. Așa, așa am fost învățată. Că prima condiție ca să iei un examen este să te prezinți. Exact așa a fost și la reper. Prima condiție a fost să ieșim în stradă și să discutăm cu lumea. Lumea, da, e foarte nemulțumită, dar important ar fi cum, cum îi aduci pe acei nemulțumiți care, din păcate, și pentru noi care per, și pentru celelalte partide, se îndreaptă spre o extremă. Cum ar fi să, să încerci să-i mobilizezi și să-i aduci, să vezi că și părerea lor contează? Pentru că dacă nu, se întâmplă ce se întâmplă bun. Peste tot în Europa sunt anumite extreme, dar oamenii se lasă atrași într-un într miraj, să zic, al extremelor și nu e bine. Deci nu, nu e bine nici pentru noi, nici pentru Europa să. Să treci dintr-o extremă în alta. Bun, dar până la urmă e vina omului că nu știe cum să facă această tranziție și faptul că el este captat de acest miraj, adică niște promisiuni care lui îi se par deja că sunt altfel sau îi se, îi se pare că se mulează pe așteptările sau pe nevoile lui? Cred că este vina nu neapărat a omului, ci a anturajului și a mediului în care nu te ajută să. Să poți să faci tranziția foarte bine, sau sunt oameni care nu știu să o facă, și atunci este mult mai ușor să cazi în capcana extremului. Oh, păi, dacă nu, facem așa. Nu există într-o într comunitate, nu toată lumea este bună, nu toată lumea este rea. Deci trebuie să găsești calea de mijloc. Și sunt oameni care probabil ar trebui motivați și ajutați să găsească. Calea respectivă de mijloc Este reper soluția care să poată găsi Calea de mijloc pentru România și pentru sălași? Eu zic că da Eu zic că da, de ce? Uh, colegii mei La nivel european, discutăm de Dacian Cioloș, de Ramona Strugariu De Dragoș Păslaru Alin Mituță, sunt, cât, uh, sunt câțiva Dintre foștii tehnocrați Care au condus în 2016 Unde într-adevăr s-au văzut deci s Ei sunt o mână de oameni acea mână de oameni a reușit în 2016 să schimbe și să pună România pe un făgaș normal Cât, cât le-a permis timpul Cele 9 luni au fost, au fost suficiente în care să, să demonstreze că se poate Nu, nu că s-a putut totul, dar că se poate și că se dorește În continuare acei oameni se zbat în Parlamentul European să facă treaba asta Și să demonstreze că România are oameni competenți și care își doresc și pot să schimbe ceva. La nivel local, colegii mei din echipa Reper, toată lumea își dorește să facă ceva. Nu pentru faimă, nu pentru bani, nu pentru. Bun, pe toți ne motivează ceva. Asta e clar, v-am spus. Pe mine mă motivează simplu faptul că o să pot să-i spun copilului meu, eu am vrut să fac ceva. Sau am încercat să fac ceva. Poate colegii mei au alte motivații și așa mai departe, dar ne străduim. Deci, și e foarte important când ai un avânt și încerci să să faci lucrurile mai bine și mai de calitate, să, să profiți atunci de oamenii ăștia, indiferent de administrație, indiferent de ce zice lumea. Valul ăsta de a, a mai fost valul ăsta în 2000. 2019 a mai fost un val în care toată lumea și-a dorit o implicare masivă și să să fie să facă și așa mai departe. Acum lumea a murțit a văzut atunci că nu prea se poate. Deci nu prea se poate și atunci ne-am mai lăsat dintre noi pe gubaș. Dar colegii mei care sunt alături de comunitate și vor să, să muncească părerea mea că ar trebui lăsați să Vedem și altceva, să, să încercăm și altceva. Și dacă vreți să încercați și altceva, ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să vă întreb care va fi primul lucru de care să vă ocupați, dacă o să consilier. Vă da, mai spus, prioritățile mele sunt, pot să zic eu, destul de realiste și destul de simple, în sensul că cine mă au spațiile verzi, nu cred că mi-am propus lucruri extraordinar de uh, mari care nu se pot realiza. Bineînțeles, pentru toate astea avem nevoie de sprijinul administrațiilor, a celorlalte partide. E foarte important să vii cu... Cu toate că știu că faci parte din opoziție și probabil va fi foarte greu să, să duci la capăt un proiect din ăsta cap cod. Să nu -ți fie blocate ideile. Exact. Dar probabil că atrăgând și alte lume de, de partea asta a vedea că se pot face lucruri împreună a dezbate și a sta de vorbă cu oamenii, sincer, păream, nu cred că dacă eu am venit cu o idee, nu ar trebui pusă în aplicare că am venit eu. Dar să vină oricine. Dar poate fi și ideea ta și ideea celuilalt, atâta timp cât se face. Și uh, pentru completarea care face diferența, vreau să vă întreb uh, din perspectiva noastră, uh, ca și om, ca și cetățean și ca și viitor uh, consilier, cât de important este data de 9 iunie? Pentru mine este foarte importantă data de 9 iunie. De 9 iunie înseamnă patru ani de uh, conducere a acestui județ, în primul rând, și a uh, acestui oraș. Consider că oamenii ar trebui să aleagă responsabil să steau puțin, să chipzuiască și să facă diferența între ce este, uh, cum a fost și ce ar putea fi. Consider că ar trebui mers și votat responsabil, n-ar trebui să mergem să votăm uh, oameni. Ar trebui să mergem să votăm idei. Pentru că ideile și uh, implicarea fac diferență. Dar putea duce ideile reper? Ideile reper ar putea, zic eu, duce departe, la, așa cum v-am amintit în emisiune. Sunt oameni capabili, cu o experiență, nu neapărat eu, că nu, sunt eu cea mai cea mai bună sau nu am experiența cea mai mare. Dar sunteți un membru important în echipa reper. Da, sunt, consider că sunt pentru că m-am implicat. Dar de exemplu, colegul meu Alin Prunean care vine cu experiența unui mandat de uh, deputat care nu cred că e ușor de dus și uh, implicarea lui a fost destul de activă. Cred că face diferența, uh, mai sunt colegii care sunt implicați în diverse medii antreprenoriale sau sunt și în, în instituții, dar mai puțin vizibil pentru că totuși suntem un partid micuț care nu, nu a beneficiat, să zic așa, de uh, foarte multe resurse ca să putem ieși foarte mult și să ne vadă lumea foarte foarte vizibil sau ne cunosc cei care într-adevăr sunt conectați la mediul politic. Poate de răsturna buturuca mică ca rumare? <laughs> va fi greu de răsturnat buturuga ca buturuga mică să răstoarne ca urmare va fi destul de greu și de aia sfătuiesc cetățenii să se uite bine și să, să chipzească bine pentru că este vorba în primul rând de viitorul nostru. Și pentru că, iată, timpul nostru s-a apropiat de sfârșit, deși aș mai fi avut foarte multe întrebări să vă adresez, mi-a făcut uh, plăcere dialogul nostru. Vă las șansa în finalul emisiunii să adresați un mesaj, o promisiune, o viziune uh, celor care vor veni la vot în data de 9 iunie și să vă voteze. Îi rog doar pe cetățeni să voteze responsabil și în cunoștință de cauză. Este singura mea rugăminte, nu am rugămintea de a mă vota pe mine. Nu, doamne ferește, consider că trebuie să voteze ce își doresc și ce așteptări au. Să stea, să, să stea 5 minute, 10 minute, pentru că poți să-ți faci o idee. Odată ce ai citit profilul unui candidat, sunt publice, sunt peste tot pe rețelele de socializare, să se gândească. Bine la ce-și doresc pentru viitorul și pentru copiilor. De ce reper? Pentru că face diferența. Mulțumesc foarte mult, doamna Adriana Pop, pentru timpul acordat. Mulțumesc că ați răspuns tuturor întrebărilor mele. Iată, data de 9 iunie, așa cum am mai spus, se apropie cu pași mici, dar foarte repede. Fiecare om și vot contează, și de aceea vă îndemn și eu să votați, asumat și inspirat. Alegeți Transilvania!